La sediul primăriei Municipiului Călăraș a fost semnat în data de 3 noiembrie contractul de executare a lucrărilor pentru proiectul Promenada. Autoritățile locale urmează să emită ordinul de începere a lucrărilor. Proiectul îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în regiunea transfrontalieră Călăra-Silistra, cunoscut sub numele de Promenada, a fost depus de Consiliul Județean Călăraș în parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraș și Primăria-Silistra. Acesta este finanțat în programul. Operațional Interreg 5. Proiectul are un buget total de aproximativ 6 milioane de euro și are ca scop îmbunătățirea navigabilității în regiunea transfrontalieră călăra Silistra prin infrastructura de întărire a malurilor atât în România cât și în Bulgaria, marcarea corespunzătoare a căii navigabile și folosirea unor mijloace de transport fluvial sigure între cele două localități.